Cerepkov, datat încă din 1579-1582. Într-o carte domnească a cunoscut o poveste nespusă urechilor omenești. Povestea nu începe în zilele noastre, dar nici în cele de început. E o poveste a unei mândre crăiese, o prințesă ce a ajuns să se împrietenească cu natura acestor meleaguri întâmplători. Retrăgându-se în acest sat, fata și-a făurit cât de cât o viață bună. Dragostea sa față de natură o determinau mereu să privească, să analizeze, să memoreze aceste podoabe. Poduri foșnitare, împânzite de razele soarelui, care caută să-i mângâie drăgălașul chip al Alexandrei. Mari stejari vegheau drumul ei. Micul izvăraș, a cărui apă cristalină forma note abia auzite, toate acestea îi se păreau desprinse din povești. Se spune că într-o zi, când creia să se plimba prin pădure, natura s-a evit automatic în fața ei și a făcut un dar. Care a fost darul, nu cunoaște nimeni. Oamenii doar presupun că el a fost nemurirea. Frumusețea enigmatică a fetei a rămas de neatins, pe când anii s-au scurs, iar sufletul ei s-a schimbat de-a lungul veacurilor, ajungând să nu se mai deosebească printre muritorii de rând. Poate, într-adevăr, mândra fată Alexandra încă printre noi, iar povestea nu și-a aflat sfârșitul obișnuit. Ea își poartă taina în suflet și poate că această poveste nu este doar o simplă poveste.